Salutare nocivanilor, bine v-am găsit la un nou episod pe canalul secundar Nociv 2.0. Nu uitați să dați acolo subscribe în cazul în care n-ați făcut-o încă. Hai să înceapă nebunia, un like acolo, un comentariu. Și jucăm pentru prima dată pe un episod Bed Wars. Poate am mai jucat pe canalul principal, dar aici n-am mai jucat cu siguranță. Jucăm un solo, sunt începător, nu vă luați de mine, sunt al mai începător, însă îmi dau silința și încerc. Dacă aveți sfaturi, scrieți-le în comentarii. Să înceapă nebunia, aveți și Instagram în dreapta jos. Stânga sus aveți meniul zilei, voiam să pun, stai mă puțin, am pus greșit, asta voiam să pun. Aveți anunțul prin care vă spun că în fiecare seară la ora 7 sunt live pe StreamCraft. Haideți acolo pe StreamCraft. Primele două linkuri din descriere. Hai să vedem, sunt aici pe live cu nocivanii, suntem 108 de nocivani și 108 nocivani și hai să vedem. Sunt super hype pentru că mă chinui, sincer, îmi dau silința, acolo, ok, acolo nu trebuie, deci prima dată o să-mi fac bam bam bam, perfect. Îmi fac eu în mintea mea de șmecher, de nebun. Ok, trebuie să ajungem în mijloc, ceea ce e puțin dubios. Cred că o să mor încercând să construiesc până acolo, să nu râdeți de mine, sunt super începător. Dar măcar îmi dau silința. Luăm repede și o să ne apărăm pătuțul. Bam, bam, bam. Okidoki, să dați acolo un like nocivanilor în cazul în care mai vreți episoade și în cazul în care vă place. Am pus total random, nu vă luați de mine. Și bam, 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 bam. Avem acum săbiuța. Perfect. Și mai avem încă un bloc din ăsta, putem să ne luăm, bun. Ăla văd că se descurcă deja. Mai îmi trebuie câteva blocuri. Și am plecat direct. Încă nu pot să iau, nu? Nu, îmi trebuie 12 iron. Acum, băi, dă-mă iron încoace, măi. Bam, 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 bam. Luăm repede așa și ne-am dus. Sper să nu pic. Hai să vedem dacă merge ceea ce vreau eu. Oho, oho. Merge încet, încet. Incredibil. E prima oară când reușesc să fac atât de repede. Eu v-am zis că sunt începător. Mă bucur la chestiile astea. Okidoki. Nu merg prea bine. Nociv, nu mergi prea bine. Acum să-mi tragă unul o săgeată în cap. Atâtea mi-ar lipsi. Hei, salut, frate. Mi-e cam frică un pic, nocivanilor, sincer să fiu. Ok. Vreau să mai colectez astea. Și ce naiba să-mi iau? Mi-aș lua o armurică, dar nu am cât îmi trebuie. Dar mă duc pe ăla, mă. Okidoki. Dacă îmi bag piciorul în construcția lui. Bă, dar sunt începător, nu te lua de un începător. Mă bag cu tine, fraiere. Mă bat cu tine, băga-mi aș piciorul. Mă bat cu tine. Vin aici. Uiu! Oh my god. Oh my god. Cum a putut să dea în halul ăla de tare? Și nici n-a murit. Cum pana mea. Aaaa, ți-a bă, fraiere. Mor. O să mor și eu acum, probabil. Că se întoarce nervos. Aaa, eram sigur. Aolo. Ok, bă, măcar îți mândru că i-am făcut-o la fraier. Dun. Bun, vreau armă înapoi. Păcat că nu prea am armură. Ce i-am făcut-o la fraier? Nu vă luați de mine dacă nu știu ce să cumpăr, că chiar nu știu ce să cumpăr. Acum probabil o să mă bată iar. Uita-te unde naiba da atât de tare. Frate, nu înțeleg de unde are damage-ul ăla.
Nu înțeleg! Ce naiba armă are? Nu, pe el trebuie să-l bați patul. Păi știu că trebuie să distrug patul. Mi-a scris cineva acum pe Streamcraft, dar până ajung eu să-i distrug lui patul. Nu, deci n-am șanse să mă bag cu el. O să cam pierd. Dar având în vedere că e al treilea meu match de Bed Wars după 2 ani în care n-am jucat și înainte cred că am jucat odată, eu zic că nu prea știu ce să fac. Ok. Deci sunt varză. Mă bătucă catul ăla, bă. Nu știu ce naiba ar trebui să fac. Ăla n-are taine, își ia diamante câte vrea. Mă duc și eu să ciordez niște diamante. Ok. Îl văd acolo pe fraier. Da, categoric o să mă bată, dar nu prea am ce să-i fac. O să vină, nu o să apuc, fii atent că nu o să apuc să iau diamantul. O să vină fraierul. Bam. Bă, e cineva la mine, bă? Mi se pare că e cineva la mine. Ba nu, uai ce m-am speriat, Doamne. Ok, și acum pot să-mi dau upgrade, nu știu dacă asta ar trebui să fac. Nu, uite, mai multe resurse îmi trebuie. Ok, acum încerc să îmi fac ceva aici, nu mă judecați. Okidoki, o să-mi iau măcar sabia, dar... Nu prea-s mulțumit de ce se întâmplă. O să-mi iau bătaie urât de tot. Sunt super mega începător, nocivanilor. Și acum vine fraierul, nu? Bossule, îmi bag piciorul în tine. Trebuia să-mi iau un pickaxe. O să mă duc să-mi iau un pickaxe. N-am nicio șansă, opa. Hai mă, dar cum? Bă, eu nu știu să fac PvP, asta e marea problemă. Deci asta e marea problemă. Doar dacă l-arunc, dar n-am nicio șansă, ce naiba armă ai, bossule? Ok, am pierdut. Sunt niște chestii pe care eu nu le știu, categoric. Hai să vedem, ce naiba sabie are el? O să văd ce sabie are. Deci eu ceva ratez. Ori nu dau bine, ori nu mă bat bine, oriceva. Hai mă, arată-mi arma, mă. Hai mă, arată-mi arma, mă. Ce om, bă. Avea sabie de diamond. Păi și pentru sabia de diamond, ce naiba îmi trebuia mie? Emeralde, nu? El de unde naiba au luat emeralde? Nu pot să văd. În fine, oricum, sunt începător și pana mea, cam asta se întâmplă. Cred că n-am murit chiar primul. Am ieșit pe ce loc? Nu scrie măcar pe ce loc am ieșit. Scrie acolo 7, dar nu știu ce... nu cred că am ieșit pe 7. În fine, eu vă mulțumesc pentru vizionarea, nocivanilor. Sper că v-a plăcut și... da, sunt începător. Nu mă așteptam oricum la prea mult. Măcar l-am bătut. I-am făcut felul la început acolo. Pentru mine e suficient. Pentru ego-ul meu, așa să zic. Mi-am satisfăcut ego-ul. Mai învățați-mă chestii, scrieți în comentarii ce ar trebui să fac. Nu mă judecați, sunt începător. Știu că cu toții sunteți profesioniști în jocul ăsta, dar eu nu. Încerc să mă joc și eu, să devin și eu cât de cât ceva acolo, să măcar cât de cât să câștig un match odată la 3 milioane de ani. Eu vă mulțumesc foarte mult pentru atenția acordată, aștept sfaturile voastre cât mai multe acolo în comentarii. Vă salut cu respect, nu uitați că în fiecare seară la ora 7 sunt live pe Streamcraft.
primele două linkuri din descriere, la ora 7, v-am zis încă o dată. În dreapta jos avem Instagram-ul, un follow acolo m-ar bucura. Și mai mult de atât, citim niște nume ale nocivanilor care mă susțin în acest moment pe StreamCraft. Câțiva dintre ei sunt Amalia, Tina, Andrei, Eric, Elena, Burlacu, Popa Ionela, Ilie Cristian, Adelin, Adrian, Adeluța, Puf Puf, Sonia, Renescu, Valentina, Andra, Frosa, Edi, Mario Tița, Adelin, Ionuț Virtan, Cosmin Pintilie, Melinda, Mario King, Cosmin și mulți alții. Vă mulțumesc încă o dată pentru susținere, sunt aici 100 și ceva de nocivan care mă susțin. Haideți și voi pe live dacă vedeți episodul ăsta când îl postez, pentru că acum sunt încă live. Vă aștept pe live, toate cele bune, pa!